vrut să vă spun. Această poveste înaltă, cu gust de banană sau de înghețată, este povestea clasei întâi. Povestea năstrăvanilor copii, care, în zbor de școlar, au terminat cu dita mai abecedat. De clădirea goală, fără niciun sânt în școală, colibia ce oții, fără vrăbi și scati. Este acvară fără pește și balon. Una e măcuța bună, una e țara noastră mare, doar că ne vedea frumoasă, pentru că trebuie cât mai frumoasă. Pe loc sunt și două mâini, două petele ca alții, pe mâscul din el. Jumătate l-a mâncat, jumătate l-a lăsat. Trebuie să spunem de costă că anul cât el de mare, patru ani temporare, carul are patru răzi, fără patru mici căpăți. Frugioare ca mâncașele și acum și gata. 6 zile lucrătoare, 6 fete cu bâta. 6 zile săptămâna. Doar că cea copt și aceea celălalt o face cu cicătă, îmi pare că are asemenea. Că din asta întâmplare s-a trezit cu trei mai mare. Când zici nouă, vei drăguță și o haină nouă. Nu putem întâmplare, este nota cea mai mare. Întâlnirea e cu matematica. Aici clasa voastră este ca vânit cu nicuve. Da, azi eu mă despart cu bine și de tine și de tine. Mă voi odihni puțin și la anumia e toată dragostea legată și adevăr curată. Da, bine, da, acum și orile de opăruri, cu vesele de mure și cu zile de căpșoni. Bine, de la tine, cum să citim și mai mare și mai bun. Bravo, bravo, dragii mei! Ați învățat de la cum niciunul nu a câtat! Mine vacanța, cu cânt de joc și cu bucurii! Mine vacanța, mine mai de vacanța, mine mai de copare, vacanțe!
cu rochie lungă, neagră și cu trenă. Cu cravată e albă, papioanele roșu și zboară.